Un grup de 40 de elevi din Alej au vizitat Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene din cadrul Universității de Vest Vasile Goliș din Arad, unde a fost prezent și Vasile Dan, președintele filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România. Înainte de a ajunge la Arad, elevii însoțiți de trei profesoare s-au oprit la Șiria pentru a vedea muzeul Ioan Slavici și Emil Monția. Doina Arghezi, directorul Centrului de Cercetare a Literaturii Argheziene din cadrul Universității, le-a pregătit elevilor un manuscris copie din epoca de tinerețe a lui Arghezi, cu primul autoportret. Le voi vorbi de etape mari din viața lui Arghezi, o să le arăt în vitrine ce s-a întâmplat, epocele triste a lui Arghezi și epocele de glorie a lui Arghezi, le vorbesc despre procesul ziariștilor, le vorbesc despre al doilea proces când era condamnat la moarte de nemți, le vorbesc despre toate lucrurile astea și că la toate vreau, o să pun accentul, la cele mai mari evenimente din viața lui Arghezi. În primul rând, când a fost procesul ziariștilor, a fost condamnat la 5 ani pușcărie, cine l-a salvat? Un om a orașului Arad, Ștefan Cicio Pop. Și pe el, și pe Slavi, și pe Dem Teodorescu, pe Carnabat și pe Gasman. Pe toți cinci i-a salvat. A doua oară când cineva a avut un rol extraordinar de mare în viața lui Arghezi, a fost în clipa în care Arghezi a murit. Cel care s-a ocupat de toate situațiile funerarii și așa mai departe a fost Miron Constantinescu, ministrul culturii, care este absolvent al liceului Moise Nicoara. Deci iată doi arădeni care au avut un rol mare în două situații extreme de viață și Aradul merită pentru acest lucru să fie proprietarul prin Universitatea de Vest, Aradul este proprietarul manuscriselor, a obiectelor de artă, a micii colecții de artă și așa mai departe. Într-o zi de mai, când am intrat în Arad, erau teii înfloriți și Baruțu a spus așa: dragă, orașul ăsta e un mic rai. Și am spus da. Și când a rămas să dăm donații, a zis: mă bucur că donăm Aradului, că eu iubesc foarte mult. Elevii au plecat de la Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene din Arad cu un trofeu, o copie după un manuscris semnat de Tudor Arghezi.